Salutări, prieteni! Se întâmplă lucruri extrem de interesante, mutări neprevăzute încă din aceste momente premergătoare, practic, finalului de campionat. Am pus mâna prin sursele, cu ajutorul anumitor surse din Cluj, pe o poză fantastică, uluitoare de-a dreptul, pentru că, evident, cei de la CFR Cluj mai au de jucat barajul împotriva lui Craiova 1948. Un meci de care depinde viitorul lor european, un meci evident pe care îl vor disputa cu Dan Petrescu pe bancă, în ciuda ceea ce s-a întâmplat ieri. Încă nu există informații legate de ceea ce ar fi putut nota observatorul, dar sunt șanse zero ca Petrescu să nu stea pe bancă la acea partidă. Însă CFR-ul deja pregătește viitorul fără actualul antrenor, deși Petrescu mai are un an de contract. O să vedeți despre ce este vorba. Tot astăzi Rapidul l-a anunțat pe Wydă, este noul jucător, fotbalist eliberat de cei de la FCSB și transferat de Adrian Mutu. La capătul emisiunii actuale ne așteaptă barajul dintre Dinamo și FC Argeș într-o atmosferă probabil extraordinară pe arena națională. Sunt multe lucruri despre care avem de discutat în următoarea oră, dar și în emisiunea de după. Alături de mine, Meme Stoica, Meme, te salut. Viorel Moldovan, te salut și pe tine. Salutare. Și evident că o să avem multe de discutat despre voi, despre finalul ăsta de campionat, însă vreau să vedeți poza pe care noi am obținut-o. Bine ai venit, Cristiano Bergodi. Este o poză din interiorul CFR-ului, practic, da? Din zona de comunicare a CFR-ului, care se pregătește să-l anunțe, după cum vedeți jos sunt și sponsorii, este absolut totul pregătit pentru a-l anunța pe Cristiano Bergodi ca viitor antrenor al CFR-ului. Evident, lucrul ăsta nu se poate întâmpla până la partida de joi. A? Cred că poza aia e din 2006-2007, Sile. Sponsorii sunt așa trecuți acolo. Nu. N-aveau ei pe vremea aia, ar fi vrut ei să aibă în perioada aia. Și nici Bergodi nu era atât de grizonant. Grizonant, exact. Era mai varianta corectă. Da. Era mai destins. Era mai destins. Da. Ce ziceți de... Pentru că zvonurile dădeau la Ucluj. Da, da, și eu tu, știam. Și tu ai spus, știam de... că e foarte aproape de a cădea de acord cu cei de la Ucluj. Acum, Ucluj, CFR Cluj, mai sus puțin... crește, da, altitudinea. Ok, el a mai fost în 2006-2007, a fost primul antrenor care a calificat în premieră CFR-ul în Cupa UEFA la vremea respectivă. A zis și el că are nevoie de o altă provocare după Sepsi. Bine, acum și acolo știm prea bine că și cei de la Sepsi nu l-au mai dorit, cred eu, și... Uh-huh. Bun, să evite această oportunitate să se întoarcă la CFR, chiar dacă încă CFR este cu antrenor și mă refer la Dan Petrescu, care mai are contract, mai are un joc. Nu știu ce pregătesc cei de la CFR, dar din moment ce au pregătit această poză pentru a-l prezenta, e cât de cât clar. Ea urmează să apară la sfârșitul săptămânii, din tot ceea ce... din informațiile noastre. Meme? Eu cred că o să se nege și eu, dacă o să fie, o să apară altă poză, alt montaj. Păi tu, da, tu nu ai nega în locul lor? Ba, în, da, în condițiile actuale? Da, acum, serios? Inima. Da, normal că aș nega. Nu există, dar Dan Petrescu e antrenorul nostru, da, mai are încă un an de contract. Da, de, am auzit că s-au înțeles deja. Bun. Cine? Nu Varga cu Dan Petrescu vis-a-vis de contractul pe care îl are și acea clauză de contract. A dispărut clauza. Da, cred că lucrurile sunt destul de clare acolo. Nu știu dacă va mai continua Dan Petrescu la CFR din sezonul. Nu, câtă vreme i s-a scos clauza respectivă de reziliere, înțeleg că s-a și dintr-o parte și din alta. Cred că asta vorbesc acum. Cine? E adevărat cu clauza? Da. Si. Ce zici, Meme, de vestea asta? Da, și eu știam că e la Universitatea Cluj, că s-au înțeles. Eu am fost surprins de altceva. De ce nu rămâne Neluțu Sabău, care a făcut a doua parte a sezonului de excepție. Da. A fost la un pas, la o
a fost cum a fost Chelsea atunci la Moscova. Dacă dădea gol John Terry, ridicau trofeu. Da. Așa l-au avut ei pe, dar pe Melly. Dar foarte surprinzător. E cumva același profil de antrenor cu Dan Petrescu. Uh-huh. Adică CFR nu trebuie neapărat să schimbe foarte mult. Dar probabil că CFR va schimba foarte mult la nivelul lotului. E posibil și lucrul ăsta. Și la nivel financiar, înțeleg că oricum, există un target. Eu am, chiar mă uitam, Dan la un moment dat nu știa cum să facă să nu bage niciun jucător de câmp, îl băga pe Sava în poartă ca să nu bage niciun jucător de câmp sub vârstă, eligibil U21, și acum a jucat cu 3. Ce zici de... Da. O să rămânem la Bergodi, pentru că există o legătură, probabil că există o legătură și între ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul meciului de ieri și aceste decizii venite legate de... Nu vezi o legătură? Nu, eu văd că în afară de Farul, care a meritat cu prisosință, cel puțin a demonstrat în meciul cu noi că e campioana... clar meritoasă a acestei ediții. Cred că revelația sau campioana morală a acestei competiții este Șepși. Pentru că Șepși a dat o palmă celor care au fost anii trecuți în play-off și au făcut figurație la anumite partide, dându-și viața la alte partide. Uh-huh. Șepși a jucat nu numai corect, ci și cu determinare toate meciurile pe care le-a avut de disputat, deși nu mai avea absolut nicio șansă să părăsească locul 6. Și pentru asta merită felicitări de la Diosegui Laslo până la ultimul magazinier. Pentru asta e o chestie extraordinară. Este o premieră în fotbalul românesc. Tot timpul în play-off, credeți-mă că am fost în play-off și am studiat foarte atent problema asta. Au fost echipe care jucau așa ca să bifeze anumite partide. Uh-huh. Acum nu s-a întâmplat asta. Întorc la ceea ce s-a întâmplat ieri și hai să vedem secvențele de la sfârșit. Există o legătură între deciziile anunțate și parcă grăbite de astăzi, da? Neluțu Varga își cere scuze în numele CFR-ului, în numele clubului. Ieri seară Cristi Balaj își cere scuze în numele clubului pentru ieșirea lui Dan Petrescu. Astăzi aflăm toate hotărârile astea legate de clauze, legate de faptul că se renunță, repet, la clauza respectivă. Astăzi aflăm de asemenea că, mă rog, urmează să fie eliberat Dan Petrescu tocmai pentru, sau această clauză dispare tocmai pentru a putea ca Dan Petrescu să părăsească clubul. Ce zici de, în primul rând, de secvențele astea, meme? Cum ți s-au părut? Eu tu îl cunoști bine pe Petrescu. Da, nu înțeleg ce-i cu geaca aia. E geacă de iarnă. Avem și noi modelul ăsta. De ce? De ce la... E vară. De ce geaca asta? Poate să fie și asta un factor perturbator. De ce geaca asta? Ok. Serios, adică m-am uitat și eu la... Să fii încălzit prea tare. Da, de ce? De ce? Ok, bun. Trecem peste... Eu cred că de acolo pornesc toate. De la geacă. În ce sens? Hai să dezvolt un pic. În sensul că dacă temperatura corpului crește, așa, crește și din cauza unor factori interni și din cauza unor factori externi. În momentul în care factorii externi coincid cu cei interni, se întâmplă câte o nenorocire. Ghepardul, de exemplu, în momentul în care fugărește prada, dacă nu se oprește, la un moment dat poate să ia foc creierul. Vorbesc foarte serios. Mai ales în curbe. Eu cred că ar trebui să renunțe la geac. Și atunci s-ar rezolva multe probleme. Adică tu îl vezi, de exemplu, mai calm dacă își dă jos geaca la meciul cu Craiova 1948? Da, da. Bă, acum rămâne întrebarea. Dom'le, Petrescu se duce și îi ceartă pe cei de la Farul că nu s-au dat la o parte, nu? Asta povestește cam toată lumea de acolo. Iașco zice, dom'le, ce ați făcut? Ați jucat pentru Craiova meciul ăsta. Dar n-a jucat Craiova pentru Craiova. Asta așa e. L-ai văzut vreodată așa de nervos în perioada, nu știu, pe care ați petrecut-o poate la Urziceni? În alte momente ale carierei. Nu am avut situație de genul ăsta, dar nervos l-am văzut de multe ori. Și pe la antrenamente și pe la
când jucam noi fotbal de viu, a fost un an și el cu noi. Da, așa este. E un tip foarte extrovertit. Dar n-a ajuns prea departe ieri? Te așteptai să-i reproșeze lui Hagi ceva? Da, în momentele astea te comporți în două feluri. Sunt două tipuri de persoane. Unii ca mine care pleacă să nu cumva să ajungă să se certe, pentru că eu la cald așa aleg să fac, să plec. Și chiar îmi prezint scuzele pentru că n-am venit săptămâna trecută, dar nu eram în stare. De ce să nu recunosc? Nu eram în stare, eu am trăit, dar asta poate că o să discutăm. O să discutăm, de mai mult am trăit, al doilea mi-e dezbărou. Și o să vă spun câte similitudini sunt. Ok. Foarte multe. Nu trebuie judecat. Am glumit și sper ca să nu se supere că am glumit cu Geaca. Până la urmă trebuie să lăsăm lucrurile să treacă mai ușor, pentru că ne îmbolnăvim. Și sunt probleme mult mai mari care parcă provoacă disconfort psihic mai mic, dar nu. N-ar trebui să ne enervăm atât de tare pentru o retrogradare, pentru când pierzi un campionat. Nu, dar el nu pierduse nimic, că tocmai asta e surpriza, da? Tocmai de aia trebuie cauționat, pentru că n-are sens să se comporte așa. Păi ce sens trebuie? Pentru că el acum două luni în conferință de presă ne certa pe toți că nu îi acordăm respectul pe care îl merită. Asta făcea. Dom'le, noi suntem campioni și am făcut și am drept și într-adevăr au făcut el, Viore Moldovan, Hagi și așa mai departe, au făcut istorie pentru fotbal românesc. Dar el cerea respect. Pot să mai cer respect după momentele astea? Nu o să uite nimeni cine e Petrescu, fostul fotbalist sau antrenor. Chiar dacă se comportă. Sunt antrenori mai mari care se comportă și mai rău. Ce să faci? Eu zic să nu mai judecăm atât de aspru oamenii, pentru că se întâmplă și să-ți pierzi controlul. Ok. Cred că până acum a vorbit deja cu Gică Hagi și a prezentat scuzele, cred eu. Ok. E posibil. Da. Nu știu, pentru că în ultima vreme au tot fost frecușuri acolo. Aduți aminte, nu-și dau mâna la sfârșitul meciului de la Ovidiu, da? Și Petrescu nu tot anul ăsta. Tot anul ăsta povestește că la 3-0 Hagi nu a dat. După care, întrebat înaintea meciului de ieri, domne, ce ziceți de performanța lui Hagi? Domne, am tot răspuns la întrebarea asta. Adică, nu, ceva pare că nu se pupă acolo. În relația care altă dată era strong. Va fi la în continuare. Viu, ar trebui Petrescu să-și ia un an de pauză? Nu știu. Nu știu, te întreb de când vezi reacțiile astea. În momentul de față, chiar, eu și aseară am fost foarte șocat de ceea ce am văzut, ținând cont că, ok, au fost colegi, el cu Gică, Agi cu Gică Popescu, e fotbal, bun, trebuie să știi să și pierzi la fotbal și nu numai în sport, până la urmă, în sport, ok, prea intensitate au trăirile lui, prea mare intensitate au aceste trăiri. Până la urmă, nu știu, poate să-și facă rău singur. Mă mir că nu explodează o venă, ceva, la cât de tare trăiește aceste momente pe marginea acolo. Totuși, cu tot respectul pentru ceea ce a făcut, a fost și mie coleg, este un mare antrenor, a câștigat titluri, eu vreau să văd un alt comportament și așa vreau să văd la antrenori, pe margine, vreau altceva. Din punctul meu de vedere, am o altă viziune. Ok, și acum mă întorc la Bergodi. E diferit ca personalitate față de Petrescu? N-am lucrat cu el, înțeleg că... Că și el e temperamental. O stare la alta destul de ușor. Dar n-am lucrat. Eu am discuțiile pe care le-am avut a fost tot timpul foarte calm. Dar n-am avut discuții aprinse pe niciun... N-am avut subiecte în care să ne contrăm. Dar fotbalistic ți se pare un continuator, spui tu, al lui Petrescu? Da, un antrenor italian cu o filozofie... Nu-i mai ofensiv decât Petrescu? Bergodi? Poate e mai ofensiv. Nu?
poate mai ofensiv. Eu cred că adică da. Parcă, da. Parcă... Are da. Un alt profil. Chiar da. Dacă, într-adevăr, lucrează foarte mult analitic, din punct de vedere tactic... Mai mult la asta m-a referit și eu, da. Stă foarte mult cu echipa pe teren, ceea ce câteodată... știi cum e? Când e prea mult, prea mult și pentru jucători, când e tot îl îndop, tot îi dai și nu mai... Nu faci alte antrenamente, nu vii cu altă chestie... Se cam satură și jucătorii din acest punct de vedere, dar eu cred că are un profil mai ofensiv decât Dan Petrescu. Da, există oricum similitudini, adică CFR merge în continuare pe experiență, da? Merge în continuare pe un antrenor care știe fotbalul românesc, știe... Altădată, țineți minte că veneai, deci te trezeai astăzi cu un antrenor, mâine te trezeai, de exemplu, nu știu, cu un italian, cu un... De un alt profil, cu da. Consei sau cu oameni care nu mai erau conectați da. La fotbalul românesc. Petrescu a învățat meserie, bineînțeles, de la mulți antrenori cu care a lucrat, dar când a început să profeseze, că la FC Național a fost și antrenor secund, dacă nu mă înșel, practic l-a avut mentor pe Walter Zenga. Dacă el vrea să recunoască sau nu, eu știu din discuțiile pe care ne-am vorbit. De-aia spuneam, într-adevăr, Viu are dreptate. Bergodi, haide să luăm doar așa. Jucau un 4-3-3. Bergodi a avut interi jucători. Bine, au mai jucat și 4-4-2, când a jucat cu două vârfuri, dar erau jucători cum e Cosmin Matei, Petrescu, Muhar, Țvec. Adică e foarte mare diferență. Cosmin Matei vine jucători de ofensiv, jucători de atac, da? Pe când ăștia sunt mai mult închizători decât... clar, filozofie puțin diferită, dar tot școala italiană. Adică e... Școala italiană se știe foarte bine că... Pornește de la apărare. Bineînțeles. Da. Adică italienii au o filozofie foarte clară. O echipă bine antrenată nu primește gol. Da. Pe de altă parte, vezi, cred că cea mai importantă caracteristică pe care trebuie să o aibă următorul antrenor al CFR-ului. Ai grijă. Este, nu, că Rapidul are antrenor. Și a cimentat poziția după meciul de Anticipezi ceva. Următorul antrenor al CFR-ului trebuie, cred că, să fie și un bun reconstructor. Un tip care să poată să... Pentru că din tot ceea ce reiese, va avea loc o schimbare de buget la CFR Cluj, o diminuare a bugetului, da? O reechilibrare într-un fel a clubului, se caută chestia asta, ceea ce e foarte sănătos pentru clubul ăla, adică e foarte, foarte normal să se întâmple lucrul ăsta. Ori ție trebuie un antrenor care să poată din ceea ce îi vei pune la dispoziție, care nu va fi poate la același nivel ca până acum, să poată să construiască. Poate Bergodi e genul ăsta de antrenor, vi s-a părut în anii ăștia, pentru că a antrenat o sumedenie de echipe, adică nu una, da? De diferite nivele, adică da. N-a antrenat un anumit tip de echipă mediocră, a antrenat și la nivel și sus și jos. Da. Și la mijloc. Cred că și la mijloc. Cred că se poate mula. E un tip inteligent și chiar cunoaște foarte bine fotbalul românesc. Rămâne de văzut, pentru că este foarte important ce... Dacă tot suntem în Italia, ce Roza îi se propune. Corect. Ce lot îi se propune, că asta e foarte important. Este foarte important să vedem ce jucători eligibili va avea, pentru că acum Bărligea nu mai este eligibil, Petrila nu mai este eligibil, nici Fică nu mai este eligibil. Și atunci... Dacă luăm ultimele două experiențe ale lui la Craiova, a fost antrenorul care a ținut Craiova până în ultimul moment în lupta pentru titlu. Corect. Da. Deci vorbim de nivel înalt, chiar foarte, foarte înalt. Da. Și în acest sezon cu Sepsi, echipa s-a calificat în urma barajului cu Craiova lui Mititelul în play-off. Au câștigat Cupa României, un obiectiv și l-au atins. Acum și din punct de vedere al lotului, așa cum spunea și Meme, nici Sepsi nu pot spune că avea un lot sau are un lot... foarte... Să se bată la podium. Să se bată la podium. N-a cumpărat este o performanță foarte bună, câștigarea campionatului. El așa, pe termen scurt, într-adevăr, poate face anumite chestii interesante. Dar vom vedea
ce buget va avea CFR-ul, ce strategie vor aborda, ce jucători vor aduce, ce jucători vor pleca. Așa cred că se poate adapta și poate obține rezultate interesante. Ok, o să mai zic. Cert este că se face mai interesant această campanie, pentru că nu știm acum cine va fi la Universitatea Cluj, nu știm cine va fi la Șepși. La Șepși, în principiu, se vorbește de Ciobotariu. Da, eu știu că Ciobotariu a semnat sau s-a înțeles în Arabia Saudită, în Liga 2. Liga 2, înțeles și eu. Ah, ok, bun. Așa știu. Poate se duce Neluțu Sabon la Șepși. Că vorba aia... Nu, n-ar fi... N-ar fi exclus. N-ar fi exclus. N-ar fi exclus, adică el, la momentul ăsta, cota lui a redevenit mare, pentru că echipa chiar a jucat. Chiar și în finala cupei. Eu, da. Cel puțin prima parte a meciului a fost nesuperioară. Absolut, de absolut. Niște ocazii imense. Cel puțin cele ale lui Nistor au fost colosale. Da. A jucat. A jucat cu o echipă făcută cumva completat așa în pripă. Bun, înainte de a discuta despre voi, și o să mai reluăm, pentru că și în partea a doua a emisiunii tot în formula asta o să fim, și o să mai reluăm subiectul CFR-ului după meciul lui Dinamo. Cred că cel mai important lucru este dacă această veste și această răsuflare a variantei Bergodi, da, ca următor antrenor, va afecta CFR-ul la meciul ăsta de baraj. Care CFR oricum era jos de tot în momentul de față. Dacă câștigă o singură partidă și are 5 înfrângeri în ultimele 6 jocuri, joacă meciul cu Șepși, ăla e singurul pe care îl câștigă. Și dacă așa ceva, pentru că Tu ai mai fost în situație de asta, Meme, ca o informație, un viitor antrenor, mi-aduc aminte, de exemplu, chiar eram reporter și comentator, cred că la Național TV, când am dat informația că urmează Olăroiu să vină în locul lui Protasov. Da. Și știu că te-ai enervat îngrozitor în momentul ăla. Că s-a aflat înainte să se întâmple, pentru că voi mai aveați, cred că mergi la Berlin cu Hertha. Da, doar că eram calificați, dar după aia mai aveam meci în campionat și ne strângea, exact. Dinamo aproape. E, da. Ce impact poate? Nu-ți convine. Da. Nu-ți convine pentru că e un factor perturbator. Jucătorii se gândesc, băi, mă vrea, nu mă vrea. E Cristi Balaj la telefon. Cristi, salut! Da, i-am recunoscut vocea lui meu. Salut. Cine mai ești? Și cu Vio. Salut, Cristi. Ești pe băi în bune. Cristi, ai văzut poza pe care am făcut-o, de care am făcut rost? Pe ce cu ea? Păi, și eu o întrebare, ce-i cu ea? Păi ce treabă are? Sunt atât de mulți IT-ști în Cluj. E corect. Vrei să fac și cu tine una? Să vorbesc cu mai tist? Băi, nu, dar la voi în club nu cred că se fac cu poze cu Samuilă, că nu vine nicio funcție acolo. Samuilă... Deși am Sakovi și Niu, să știi că... Cristi, eu i-am spus că e din 2006-2007. Sezonul 2006-2007, nu m-a crezut că poza e de atunci. N-am văzut poza, nu știu ce poza zici. Nu știi? Ți-o trimit eu acum pe WhatsApp. Avem? Nu e cu tine, Cristi, nu e cu tine, stai liniștit. Am furat o poză din interiorul clubului vostru în care este prezentat Cristiano Bergodi. Bine ai venit, Cristiano. Da, la ea mă gândeam, pentru că am mai văzut-o. A, da? Da, am văzut un poster. Ok. Și la alte posturi și spun același lucru. La cât de mulți suporteri IT-și sunt în Cluj, probabil că Bergodi are simpatizanți, uh-huh, și nu e greu ca să fie suporteri ai CFR-ului care simpatizează acum mai mult pe Bergodi decât pe Dan Petrescu. S-a discutat cu Bergodi, Cristi? Nu. Am înțeles. Avem antrenor, uh-huh, în acest moment. Avem un meci important joi. Uh-huh. Suntem în obiectiv, chiar dacă am pierdut ultima etapă. Uh-huh. Ori ar fi, din punctul meu de vedere, total nepotrivit ca să nu ne concentrăm doar la meciul acesta. Aia este logic, dar din momentul în care noi am vorbit de alți antrenori sau cu alți antrenori, înseamnă că am avea alte preocupări. Pe de altă parte, aflăm că Dan Petrescu nu mai are clauza respectivă, că s-a renunțat la clauza respectivă de reziliere unilaterală și într-o direcție și și în alta, e adevărat? Dan Petrescu a făcut mult prea multe pentru clubul CFR Cluj. Uh-huh. Clubul are o datorie morală față de el,
Și nu întâmplător și voi presa sportivă l-ați nominalizat ca fiind cel mai bun antrenor al anului 2022 și nu numai. Și atunci, din acest punct de vedere, consider că e un subiect sensibil, trebuie să existe înțelepciune în funcție de ceea ce își dorește și Dan Petrescu, pentru că văd un antrenor obosit, extenuat, frustrat, nemulțumit, care clar are nevoie de sprijin. Nu aș vrea să fie acuzat mai mult decât l-am acuzat chiar și eu, pentru că nu am fost de acord cu ceea ce a făcut aseară. Și chiar dacă îl respect, îl prețuiesc, nu mi se pare normal că atunci când cineva greșește să încerc să-l acoperi. Nu sunt de acord nici cu cei de la Craiova. Domnul Rotaru investește foarte mulți bani și este un om de care fotbalul românesc are nevoie. Dar chiar dacă din anumite puncte de vedere a avut dreptate, eu mă văd nevoit să-mi apăr colegii de la club. Am înțeles. Ce nu ți-a convenit la ce a spus Mihai Rotaru? În acest moment nu era nevoie ca să mai vină și să vorbească, pentru că am fost dezamăgit ce s-a întâmplat și înaintea meciului, cum Sorin Cârțu a lansat anumite speculații. Același lucru am pățit de la Craiova înaintea meciului cu Șef și când culmea Marcel nu a avut dreptate și nu știu, parcă e un virus acolo, oamenii pun la pariuri când își facă CFR-ul. Cum se face că induc în eroare oamenii care se iau după ei pentru că ei cred că chiar se pricep și pierd banii. Da, ai văzut că Sorin Cârțu a spus că n-are de ce să-și ceară scuze. E greu, dacă acum, ca să-și cer scuze trebuie să ai o anumită construcție. El a fost un jucător senzațional, un antrenor foarte bun, are trăirile lui, are ce să spună și atunci când vorbește despre fotbal trebuie ascultat și respectat, dar eu sunt de părere că oamenii atunci când greșesc trebuie să recunoască și să-și facă mea culpa în fiecare în anumite limite. Cristi, n-ai fost pe gazon. Tu ai aflat de fapt ce le-a reproșat Dan Petrescu jucătorilor Farului și lui Hagi? Probabil a fost dezamăgit că Hagi a trimis în teren cel mai bun 11 pe care l-a avut la dispoziție. Citesc ceea ce au spus și jucătorii sau oameni din cadrul echipei Faro, pentru că l-am văzut pe Zoliașcu care a făcut o declarație. Ok, da, din interior, adică n-ai vorbit cu Bilașco și chiar cu Petrescu pe subiect? Liviu, poate să te deranjeze acest lucru, dar să te bucur că voluntari și-a apărat corect șansele sezonul trecut sau că cei de la Șef și au câștigat în această etapă împotriva Craiovei rezultate de care noi am beneficiat și să fii supărat că și cei de la Faru și-au apărat corect șansele și au introdus în teren cel mai bun 11 disponibil, n-am cum să apreciez altfel decât să salut normalitatea în fotbalul românesc. Am înțeles. Deci, practic și tu confirm faptul că Petrescu le-a reproșat celor de la Faru că și-au apărat corect șansele. El cu Gică Hagi și cu Dan Petrescu și cu Gică Popescu au o relație specială. Nenea poate să confirme acest lucru. Și atunci, probabil a avut anumite așteptări. Ori, s-a demonstrat că în teren au fost mai mulți profesioniști decât ne-am imaginat noi. Am înțeles. Dar e normal să ai, adică, să ai așteptări de la Hagi să se dea la o parte doar pentru că ți-e prieten? Atunci când pe final de campionat ajungi într-o situație de extenuare, oboseală, tensiune, frustrare, când mi-aduc aminte și de discuțiile mele cu Dan Petrescu legat de arbitraj, ești dărâmat. Și este greu ca să mai ai acea luciditate care te-a consacrat și sclipire, pentru că ca antrenor trebuie să fii și sclipitor. Am înțeles. Spune cuvântul. Din informațiile pe care le ai, Dan Petrescu ar putea fi suspendat la meciul de baraj.
A existat ceva, un raport suplimentar? Nu. 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 Nu, și acum s-au întâmplat multe situații în care au fost persoane care ar fi meritat să fie sancționate și au scăpat. Ok. Crezi că Dan Petrescu merita să scape ieri? Mă pui într-o situație dificilă. Cum abuzezi sau profiți, să zic așa, de sinceritatea mea. Ok. Și aș prefera să nu-ți răspund. Ok. Pe de altă parte, din tot ceea ce ai simțit în perioada asta, Dan Petrescu e tentat mai degrabă să continue la CFR Cluj sau să plece după meciul cu Craiova? Nu știu. Nu știu, pentru că habar nu am dacă are alte oferte. Nu știu dacă este cortat de alte cluburi. Știu că se simte bine la Cluj. În altă ordine de idei, văd un Dan Petrescu în acest moment diferit față de cel pe care l-am întâlnit în momentul în care am venit la CFR Cluj. În ce sens? Atunci, ce ți-am spus înainte? Ok. Extenuat, rămat, frustrat. Și atunci are impresia că nu e sprijinit suficient. Noi... Nu înseamnă că dacă am condamnat anumite gesturi, nu îl și apăr. Pentru că, uitați, în raport cu ceea ce s-a spus din partea celor de la Craiova, m-am apărat. Uh-huh. Dar pentru a nu îți pierde credibilitatea, trebuie totuși să analizez la rece. Eu acest lucru am făcut și la cald. Uh-huh. Și impresia mea este aceeași. Că chiar dacă a fost, a avut oarecare nemulțumiri, mai ales că și rezultatul de la Craiova ne-a ajutat și felicit pe cei de la Șepși, măcar atât să fac. Consider că trebuie ca să fii un antrenor la un nivel mare, trebuie să ai un echilibru pe măsură. Și Dan Petrescu are mult prea multe calități ca să, și ar fi păcat ca să nu beneficieze de el. Ok. Hai să presupunem, să luăm scenariul că Dan Petrescu rămâne. Crezi că e capabil ca în pauza asta care va fi, da, pauza de vară, care nu e foarte lungă, să, nu știu, să scape de stresul ăsta, de obsesia arbitrajelor, de tot ceea ce s-a întâmplat în finalul ăsta de campionat? Greu. Și să se... Poftim? E greu. Greu. Este greu. Din păcate, cred că e greu. Mulțumesc, Cristi, pentru intervenție. Ținem aproape. Și așteptăm să publicați poza aia pe site-ul oficial, joi sau vineri. Să încercăm să facem o anchetă, să vedem ce IT se ocupa de ea. Cristi, m-auzi? Alea Vio. Grăbiți-vă că aveți concurență. Uite, meme mi-a arătat o știre din ProSport. Sunt și alte echipe care vor pe Bergodi. Ce, Petrolul? Da, ai deja semnat, Vio, ce Dumnezeu, da? MMU știe de ce. Tot ce vrea CFR-ul, vrea și Petrolul. Bun asta. Eu știu primul. Am înțeles. Aluzia, am înțeles. Da. Ok. Bun asta. MMU e vinovat. Da. Partea lui de vină. El a introdus o mașină. Ce să faci? De unde și celebra melodia lui Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Da. Mulțumesc, Cristi, pentru salutare. Cristi, muncești mult, mai faci și greșeli. Da. Așa mă că simt stomacul cu fotbalul, da. Era mai bine arbitru. Ok, da. Bun. Cristi Balaj a fost. Mulțumim mult, Cristi. O afirmație foarte interesantă, că Petrescu poate avea așteptări de la Hagi și de la Popescu să nu joace pe bune meciul ăsta sau să nu bage cea mai bună echipă, ceea ce este, adică mie mi se pare uluitor să ai așteptările astea. Doar pentru că ți-e prieten, adică în vremea, acum 30 de ani, 20 de ani, nu trebuie. Eu nu vreau să vorbim nici de acum 30 de ani, nici de acum 20 de ani, vreau să vorbesc, mai ales că sunteți doi aici, Vio, care a jucat în Anglia și Franța, printre altele, așa, tu care ești chiar specialist în fotbal european. În Italia,
se cam știau rezultatele din ultimele etape, nimeni nu deranja pe nimeni. Țineți minte Milan Brescia. Da. Ca să vorbim și de exemple cu actorii români. În Anglia era bubuială. Adică nu mai conta nimic. Jucau, țin minte un meci, n-am văzut în viața mea Charlton când a retrogradat cu Tottenham. Care Tottenham n-avea nicio treabă, erau deja fulare pregătite ale celor de la, ale suporterului Charlton cu We'll Be Back și ceva de genul. Unter Hacking, știi bine ce a făcut în Germania, că ești specialist de fotbal, da, german. Ei bine, Germania a fost, cred că, cea mai mare nebunie din istoria fotbalului la toate cele trei ligi. În Italia, Torino distruge tot, n-are de ce să joace, dar îi îngroapă ba pe unii, ba pe alții. Îngroapă pe toți. Da. Iar în Anglia, câștigă cine trebuie. La Leeds tot n-a câștigat cine trebuie. Da, Lițu era oricum îngropat. Da, știi. Da, Tottenham avea nevoie. Da, Tottenham avea nevoie. Aia e problema. Da, Tottenham avea nevoie. Spera la Brighton cu Villa. În Germania oamenii și-au dat viața, deși n-aveau nici Sandhausen, Sandhausen. Nici ceilalți nu aveau, erau retrogradate amândouă, Regensburg. Da. Da? Erau retrogradate amândouă și au jucat. Bun. Mainz n-avea de ce să joace la Dortmund. Da, în Germania există o diferență foarte mare față de fotbalul românesc. Acolo pot fi premiați. De către celelalte cluburi. Pot fi premiați și în... Da? Deci Bayern a trimis la Mainz bani, în timp ce Dortmund a trimis la Köln bani. Îi fiscalizăm, îi băgăm în contabilitate, plătim, statul primește 1% și aia e. Acum... S-ar putea unii să nu fiscalizeze. Adică există și varianta asta. Se întâmplă foarte multe, sunt foarte multe schimbări la toate nivelurile. Bun, n-apucăm să discutăm toată situația FCSB-ului, o să o facem în emisiunea de după pentru că avem timp și atunci o să fie și Dinamo FC Argeș și acum, dar vreau să întreb un lucru pentru că apare informația asta și mi se pare foarte foarte interesant. Chiar există șanse că tot vorbeai de Italia ca Vlad Chiricheș să vină la voi? Noi sperăm. Da. Cred că da. Crezi că da? Da. Sperăm. Pentru noi ar fi o lovitură de proporții. Bănuiesc că ai discutat mult cu el, că știu că aveți o relație foarte apropiată. Și eu am o relație foarte apropiată. Pinti e nașul lui Chiri, da. Noi îl așteptăm, așteptăm să se decidă. Ar fi, într-adevăr, un câștig din foarte multe puncte de vedere. Nu numai dacă discutăm strict de un capitan al unei echipe de seria. Vorbim de ce ar putea să însemne el în vestiar. Ok. Ai grijă totuși a problemelor lui, de care mi-ai tot spus că s-a tot investigat să vadă rupturi și așa mai departe și nu le-a dat de cap? Cred că dacă... Toți fotbaliștii în lume ar avea grijă de ei, cum o face Vlad Chiricheș, am avea fotbaliști de 48 de ani, nu doar Miura ar juca la peste 50 de ani. Pentru că este, din punctul ăsta de vedere, mai mult decât un exemplu. Adică un om să aleagă tot timpul orice e nou ca să își prelungească viața de fotbalist și să scape de accidentări, sigur că a fost la cel mai înalt nivel și a avut multe accidentări. Da, și asta se poate termina odată. Ok. Iar acolo e un ritm și o adversitate care la noi nu există. Nici măcar în preliminarele Conference League. Nu poți să te duci la nivelul la care se joacă în seria. Să fim serioși. Seria dată acum, vorba aia, nu... câte o finalistă... În toate. În toate. Bun, iar în semifinale era... Italian. Da. Foarte bun. Cel mai bun la nivel internațional, da, pentru fotbalul italian. Mai puțin la nivel de echipă națională, dar poate și revin și acolo. Da. Bun, vedem imagini de pe Arena Națională, acolo unde imagini destul de unde a început sărbătoarea promovării. Meciul cu CSA Steaua, parcă am văzut o DJ-iță, nu? Vreți să vă spun un lucru? Da. Oameni buni, eu mă bucur că încep să apară și personaje de genul. O vedem pe, nu știu cum o cheamă, domnișoara de la Faru în fiecare, în fiecare etapă. În fine, e bine că avem diversitate, da? E important să avem
Nu este. A, Peluza e plin, era la clar. Mă așteptam la... Mă așteptam la mai multă lume, dar... Nu știu, poate cine știe, mai vine cât m-am mai... M-am uitat pe echipă, dar nu joacă nici Ahmed Bani. Nu, e accidentat. E accidentat. A ieșit la ea și accidentat și Patrick e recuperat, dar nu poate fi folosit. Patrick nu e bine. Ce șansă? Adică, hai să vorbim un pic de Dinamo, Vio, pentru că nu poți să pui degetul pe Dinamo ăsta, da? Face două, trei meciuri bune după aia, face două, pierde, începe foarte bine play-off-ul, după aia pierde două meciuri cu Iașu și cu Steaua, după care iarăși are o suită foarte bună, bate Steaua de o bubuie și când zici că o să, da, că o să rupă și că are șanse chiar să promoveze, pierde la Iași de maniera dacă de care pierde. Va juca în această seară de aceeași manieră precum a jucat contra Iașului, nu au nicio șansă. Dacă vor juca cum au jucat contra lui CSA Steaua, da, au șanse, chiar dacă prima șansă o are echipa de Liga 1, o are FC Argeș, un lot mult mai solid, mai echilibrat și valoric, cu mai multe individualități. Bun, nici ei nu trec printr-un moment strălucit. Am văzut de altfel jocul dintre Buzău și Guta. Un joc echilibrat, cu ocazii foarte multe a celor de la Buzău. Cine ar fi zis? Nimeni nu dădea șanse Buzăului. Toți ne gândeam că UTA va avea un galop de sănătate și va tranșa încă din manșa tur calificarea, adică rămânerea pe prima șină fotbalistică. Iată că nu a fost cazul. Mai este un meci retur. Deci totul este posibil, chiar dacă eu cred că diferența este în favoarea echipelor de Prima Ligă, dar nu se știe niciodată. Eu mi-am dat aminte de exemplu... Este un meci de baraj, ești motivat. Acum să nu fie copleșiți de emoțiile acestui obiectiv, acestui baraj. Da, totuși sunt jucători, unii dintre ei foarte tineri, jucători de Liga 2, dar mai sunt și anumiți jucători experimentați care au mai cunoscut nivelul primei ligi, dar prea puțin totuși. Da, că mi-am aminte, de exemplu, și meciul FC Argeș Petrolul, care Petrolul cu doi oameni mai puțin la un moment dat domina Argeșul, ceea ce părea șocant, da. Adică nu... Și de asta eu nu-mi dau seama care e nivelul Argeșului. Adică Argeșul mi s-a părut că a avut foarte mult noroc să ajungă în postura asta. A fost exact opusul Chindiei. Chindiei a avut un ghinion teribil, cum rar mi-a fost dat. Nu cred că a retrogradat în istoria României o echipă cu atât ghinion cât a avut Chindia. Numai dacă vorbim de, că le cuplăm pe amândouă, de golul pe care golul egalizator din penalti marcat de FC Argeș în ultima fază a meciului cu UTA. Da. Golul ăla a însemnat accesul la baraj pentru FC Argeș. Absolut. FC Argeș e o echipă care n-a jucat absolut nimic. Dar a câștigat cu Chindia exact când trebuia și a făcut egal cu UTA. Absolut. Cumva la meciurile astea foarte importante, cum au făcut, cum le-au făcut, au reușit să obțină rezultate pozitive. Ți se pare favorită clar FC Argeș. Chiar okay. Dacă n-a. Văzând câtă lume e, ți se pare o decizie bună să joace pe arena națională? Sau era mai bine pe arc, unde era o atmosferă mai apăsătoare? Că așa ți pare, eu nu-mi dau seama, astea sunt imagini. E o întrebare foarte bună. Pe mine mă încuie, nu știu. Adică dar arcul se umplea 100%. E adevărat. Dar să știi că peluza asta plină creează o atmosferă tare de tot, pentru că e singură. Bănuiesc că cei de la FC Argeș nu au... Și acustica. Da. Poate era mai apăsător pentru FC Argeș. Asta zic, să fi fost tot stadionul plin de dinamoviști, mic, dar înțesat de oameni decât... Putea fi o variantă. Poate, nu știu. Poate se mai umple. Mulțumesc mult, domnilor. Avem multe de discutat și în emisiunea de după finalul ăsta de sezon. Sunt multe legate de FCSB, dar momentan, evident, ne concentrăm pe Dinamo FC Argeș. Rămâneți cu noi.